În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Hristos s-a înălțat. Dacă ați fost atenți, în textul evanghelic de astăzi nu se vorbește de o pericopă anume, nu se vorbește de un text anume sau o învățătură anume evanghelică sau o pildă sau o parabolă, ci vorbim doar despre un text strict dogmatic și nu atât de mult dogmatic cât referitor la dumnezeirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și la dumnezeirea Tatălui. Cam așa sună chintesența textului. Aceasta este adevărata viață veșnică, ca lumea să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. Chiar din acest start plecând, ne punem o întrebare de viitor. Ne aflăm după 2000 de ani de creștinism. Ne aflăm în plin secol 21. Tehnică, cunoaștere, comunicare, lume științifică, lume modernă, lumea internautică, lumea calculatorului, IT-ul, toată performanța cibernetică. Și totuși, nimeni n-a reușit să pătrundă mai adânc și mai atent și mai profund decât primii părinți ai veacurilor creștine din primele 7 secole în dogma și domnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în dogma Tatălui și în dogma Duhului Sfânt. De aceea dogmatica s-a cimentat și s-a fundamentat pe cele 3 mari principii. Tatăl nenăscut mai înainte de toți vecii, Fiul născut de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, Evanghelia lui Ioan, fără de care nimic nu s-au făcut din câte, nu s-ar fi făcut din câte s-au făcut, 1 cu 2, primul capitol al Sfântului Evanghelist Ioan din Evanghelia Sfântului Evanghelist Ioan și Duhul Sfânt purces. Tot Evanghelia lui Ioan, capitolul 15 cu 25, sau să nu spun invers, dacă nu mă duc eu la Tatăl să vă trimit Mângâietorul care de la Tatăl purcede, voi veți rămâne orfani. Deci, iată, noi am parcurs deja tematica Evangheliei de astăzi. Dacă vrem să intrăm mai în adânc și să întrebăm ce e aceasta viață veșnică, adevărata viață veșnică este ca lumea să se concentreze pe cele 3 mari căi care le avem la dispoziție pe pământ și cele 3 mari căi care le avem la dispoziție în cer. Pe pământ avem drumul de la inimă la Dumnezeu. Și vedeți că cei care au rugăciunea minții sunt foarte rari, cei care au rugăciunea inimii sunt foarte rari și cei care au ochii minții deschiși, dacă ați văzut mai modern acum, stau mari filozofi și oameni de știință să dezvolte existența glandei pineale, care ar fi al 3-lea ochi. Poți să ai 8 glande pineale, dacă nu ai rugăciune pe Dumnezeu, nu-L vezi niciodată. Nu este cu putință a vedea oamenilor pe Dumnezeu, fără către care nu putează căuta oștirile îngerești. Dar pe cuvântul întrupat, văzându-L pe Fecioara, o fericim. Și totuși toată această sinteză o găsim pusă într-un singur cuvânt. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Deci, ne rămâne, după două milenii de creștinism, să găsim cărarea bătătorită care duce de la inimă la Dumnezeu, ca El să poată intra în inima noastră, să facă lumină, să facă ordine, să scoată gândurile, să scoată ascunzișurile, să scoată întunecimile, spune cartea Pentecostarului, nu oricum, prin cruce și prin înviere, adică prin jertfă, și să putem vedea pe Hristos. Să-L putem vedea pe Dumnezeu. Să-L putem primi pe Dumnezeu în modul mistic și ascetic. Fără aceste două elemente, post și rugăciune,
Întâlnirea cu Dumnezeu este interzisă. Poate fi o întâlnire instantanee când este vorba de o chemare, și aici avem cazul lui Pavel, care este învăluit într-o lumină orbitoare. Eu sunt Hristos pe care tu îl prigonești, el întreabă, tu cine ești, ce ai cu mine, de ce m-ai supus acestei trăiri pe care nu o pricep? Cum zis, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Dar noi n-am ajuns la măsura aceasta, pentru că Pavel avea o altă măsură. Era cel mai tare tânăr rabin din școala lui Gamaliel, care apăra mozaismul în vremea când se întemeia creștinismul. Avea o motivație pentru care se răzvrătea și avea foarte mare ură pe creștini că veneau să dărâme legea lui Moise sau să nu o împlinească. Al doilea drum cu care ne luptăm și avem 10 filocalii la dispoziție este drumul de la minte la Dumnezeu și aici avem întregi tematici în Nikita Stitatu, în Ava Dorotei, în Ava Antonie, în Simeon Nou Teolog. Ce? Paza minții, trezvia minții, paza atenției, luarea minte de sine, lepădarea de sine, smerenia, cugetarea smerită și așa mai departe, teme întregi prin care Dumnezeu se apropie de om. Și aici totdeauna mi-e frică și îmi dau seama că suntem departe de Dumnezeu, pentru că am găsit scris la Sfântul Teofan Zăvârlit, un mare trăitor a rugăciunii lui Iisus, care atunci când s-a întâlnit cu Teofan din Tambov, un alt mare trăitor i-a zis așa, eu zic toată ziua rugăciunea minții și totuși mă frământă gândurile. Și ce frumos îi răspunde lui Teofan Zăvărâtul. Bă, dă-te jos din cap, că acolo e mare iar maroc. Adică, în mintea noastră este o planetă întreagă, dacă vrem. Dacă îngolești mintea de sine și o cobori spre inimă, ca să se întâlnească amândouă, să stea de vorbă, ajungi la rugăciunea cea înaltă. Și atunci începi să atingi primele căi de lumină care te duc la Dumnezeu sau spre vederea cea înaltă a lui Dumnezeu. Uimirea, extazul, răpirea, descoperirea, vederea duhovnicească și așa mai departe. De ce vă explic lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că inclusiv bătrânii pustiei la vremea de demult nu se ocupau de psihologia rugăciunii, ceea ce vrem noi astăzi să facem. Ați văzut acum foarte multă lume științifică se aruncă spre biserică, au făcut un vid de expresii goale, adică Dexul e ca o carte pusă pe sârmă la uscat ca un șerșaf alb, care dacă stă mult în praf se pune pe el praful, dacă vin gunoaie, se lepe gunoaie și îl murdărește și atunci au nevoie de fundamentul dumnezeesc ca să prindă contrast și contur cuvintele lor. Și atunci au început brusc toți să devină credincioși și să lege toate culturile lor și paraștiințele lor de Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu îl interesează legea lumii. În Filocalia Părintelui Stăniloae, despre Sfântul Grigore Palama, el spune așa, toată știința lumii fără Dumnezeu e o deșertăciune. Dacă îl întreb pe eclesiastă, îți răspunde la fel. Deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciune. De ce? Pentru că tot ce este materialnic trebuie să treacă prin transformare ca să ajungă nestricăcios. Și pentru creștini, Mântuitorul Iisus Hristos a dat cea mai frumoasă pildă. Dacă un bob de grâu din care faci făina și mănânci pâine, nu cade în pământ și nu putrezește, nu poate aduce roadă. Abia când el putrezește, din el ies un spic și ies alt mănânc de spice cu boabe și din acelea se face pâinea. Așa și creștinul nostru ortodox, până nu trece prin transformarea mortificării sinelui și învierii omului duhovnicesc, și ce-ți spune omul duhovnicesc? Nu bea fără măsură, nu mânca fără măsură, nu vorbi fără măsură, nu trăi fără măsură. Și ce ai trăit fără măsură? Trăit-o iurea vrei. Câtă lume nu trăiește într-un huzur și o distracție permanentă, crezând că în aceasta constă viața lumii acestea. Nu. Viața lumii acestea constă și în lucruri duhovnicești sau valorice. Să știi să te rogi, să știi să creezi ceva, să păstrezi niște valori,
să cultiv niște valori, să formez niște valori, să conserv niște valori, să transmiți niște valori. Că timpul zboară ca o pasăre, el se duce, merge. Dar în urmă rămân ce? Ori amintiri bune cu care adeseori ne hrănim când suntem în cădere și în genunchiere, sau fapte bune care ne consolează conștiința. Bă, tot am făcut ceva bun în viața asta, poate n-am să mă duc în iad. Dar nu mă amăgesc pe ideea că făcând o faptă bună n-am să mă duc în iad. Mă amăgesc pe ideea că eu aș fi avut la dispoziție timp să fac milioane de fapte bune pe care nu le-am făcut și pentru asta mă voi duce în iad. Pentru că mergând odată cineva la părintele Cleopa l-a întrebat: părinte, ce trebuie să fac să mă mântuiesc? Și părintele Cleopa i-a spus așa: trebuie să faci tot ce spune Dumnezeu. Da, ca să-ți spun sincer, și eu că sunt părintele Cleopa, mă întreb dacă la judecată nu voi fi întrebat de cele care încă le puteam face și nu le-am făcut? Nu de cele pe care le-am făcut. Pentru că nouă Pavel ne dă o măsură foarte, foarte înaltă. Ce spune Apostolul Pavel? Și când pe toate le-ați făcut, să nu vă mândriți, slujni netrebnici, să vă chemați și să ziceți așa: pe acestea trebuia să le fac și pe acestea nu trebuia să le las. Deci nu avem o măsură, un standard, asta e diferența între ortodoxie și viață veșnică, asta e diferența între ortodoxie și viață veșnică, că ortodoxia înseamnă jertfă și lucrare, iar viața veșnică înseamnă lumină și rugăciune. Și ca să faci diferență între cele două, trebuie, ca să poți să le, nu să le diferențiezi, să le amesteci, trebuie să amesteci fapta bună cu rugăciunea și rugăciunea cu faptele bune. De aceea, noi avem un titlu de carte, aparține arhimandritului Ioanichie Bălan, spune așa: lumina și faptele credinței. Inspirată din expresia apostolului Pavel, care spune așa: să aveți mijloacele încinse și făcliile aprinse, să puteți birui în ziua cea rea. Căci oamenii, văzând faptele voastre cele bune, care vor străduci ca lumina în sfeșnic, că nimeni n-aprinde lumina să o pună sub obroc, nimeni nu pune lumânarea să ardă sub pat și în sfeșnic să lumineze tuturor, să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Deci iată, vedeți ce înseamnă această lucrare a vieții veșnice. Și lucrarea vieții veșnice a însemnat în primele trei veacuri creștine: biserică în catacombe, martiri, mucenici, mărturisitori, ierarhi, cuvioși, cuvioase și apărători ai dreptei credințe. Și nu întâmplător astăzi, că așa a spus el într-o ordine, dacă mi-aduc bine aminte, o să urmeze acum după înălțare Duminica Duhului Sfânt, deci cinzecimea, și apoi să urmeze Duminica tuturor Sfinților și apoi Duminica tuturor Sfinților Români pentru biserica noastră locală. Astăzi este pus între înălțare și pogorârea Duhului Sfânt o duminică specială numită ea după tematica a ceea ce surprinde ca eveniment istoric, Sinodul I Ecumenic a toată lumea, care vorbește tocmai de dumnezeirea Tatălui și a Fiului. Și aici arianismul, care era contrazis la acest sinod, nu vă voi băga în detalii, că nu vă folosește la nimic, era foarte agresiv și foarte cânos, asemănător penticostalilor noștri de astăzi, care iau treabă cu Dumnezeu, n-au treabă cu Iisus Hristos, sau dacă au treabă cu Iisus Hristos, n-au treabă cu Tatăl, au ei niște diferențe acolo pe care le tot propagă în felul lor, e treaba lor, nu ne privește doctrina lor, dar v-am spus ca să știți. Și acest sinod vine să clarifice deoființimea Fiului cu Tatăl. Ce înseamnă? Nu mergem pe ordinaționism, că Tatăl e mai mare, sau dacă ați văzut vreodată în icoane, în special pe linia slavă,
avem acel Dumnezeu Tatăl bătrân, vechi de zile, reprezentat cu părul alb, cu barba albă, iar pe tronul treimii îl vedem pe Fiul mai tânăr. Și atunci ne întrebăm după dogmă, iar Duhul Sfânt ca un porumbel deasupra lor, între cele două capete. Păi, cuvântul e mai mic ca Tatăl dacă e mai tânăr, dacă ei sunt de o ființă și de o seamă și de o vreme și de un timp? Adică a fost vreodată o vreme când n-a existat Fiul? Tocmai aici e greșeala. Luându-ne după profeția lui Daniel, care îl vede pe cel vechi de zile, cu părul alb ca zăpada, cu fața strălucitoare ca hainele și veșmintele albe ca soarele, sau cum spune acolo, pe car de heruvim și serafim, este vedenia profetului Daniel, arată veșnicia și vechimea Tatălui cel fără de început, iar când vorbim de icoana Fiului în treime, vorbim de Fiul cel înviat și întrupat, pe care îngerii nu l-au văzut niciodată, pentru că era în sânurile Tatălui, era cuvântul veșnic din veac. Și atunci, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, stă cu Tatăl pe scaun, el stă pe scaun în calitate de judecător, fiindcă primește această putere de la Tatăl. Și Tatăl, Evanghelia lui Ioan, și Tatăl a dat toată judecata Fiului. De ce? Fiul a fost om, Fiul a fost copil, Fiul a fost adolescent, Fiul a fost tânăr, Fiul a fost între noi oamenii, a flămânzit, a însetat, a fugit din calea lui Irod, s-a ferit de oameni răi, a mâncat cu farisei, cu vameși, cu cărturari, cu păcătoși la masă. Și a cunoscut lumea în esența ei biologică. Și o să spuneți, dar ce Tatăl n-a cunoscut-o? Ba da, Tatăl în preștiința lui le știe toate, dar Fiul le-a simțit în mod concret, purtând trup omenesc, fără păcat, numai cu afect. Și atunci când ne uităm la icoana Fiului pe tronul Tatălui, care este mai tânăr, noi vorbim de Fiul desăvârșit, la 33 de ani, când a pătimit răstignirea și învierea. Și atunci, pe baza acestor neînțelegeri de-a lungul timpului, s-a creat și acest arianism care spunea că Fiul este o creatură superioară a Tatălui, dar nu este Dumnezeu. E mai mic ca Dumnezeu. Și în felul acesta a fost nevoie, în urma a peste 20 de sinoade, înainte de Sinodul 1, și a peste încă 10-15 sinoade, după sinodul, număr unteși locale, care au stat și au combătut acest arianism, care desăvârșit s-a stopat și s-a încheiat oficial în anul 325 la Niceea, în prezența 318 părinți, strălucind între ei și scitanul din Dobrogea, arată documentele vremii, deci de acolo, de la Tomis, cea mai veche episcopie de pe pământul nostru românesc, Sciția Minor. De acolo găsim și prietenia lui Dionisie Exigu și a lui Ioan Casian, cu Vasile cel Mare, cu Ioan Gură de Aur, secolul 3-4. Și mai mult decât atât, îi găsim pe Bretanion, pe Teotim, pe Vasile, pe Ioan, sunt mai mulți episcopi și mai este încă un nume din ăsta puțin mai romanizat, așa, din Galian, mai mult, e un nume, primul episcop sau mitropolit al vremilor de atunci, care ne arată vechimea timpului istoric a creștinismului pe teritoriul țării noastre, dar și din Sciția Minor, unul din cei 318 părinți, ca episcop, a participat la Sinodul 1 Ecumenic, unde s-au distins ca mari valori mistice Sfântul Erarh Nicolae, la care găsim răspunsul concret într-un cuvânt simplu. Îndreptător credinței și chip blândeților, te-ai arătat pe tine, turmii tale, adevărul lucrurilor drept învățând, câștigând cu smerenia cele înalte și cu sărăcia cele bogate. Deci, vezi? Aceasta era calitatea Sfântului Erarh Nicolae și prin bunătatea lui, prin omenia lui, prin calitățile lui, prin demnitatea lui, prin felul de convingere și de trăire, era făcător de minuni.
De aceea Biserica îl cinstește la 6 decembrie și pentru bunătatea și milostenia lui, că a miluit niște copile să nu devină desfrânate, el a rămas și până astăzi în conceptul poporului că dacă pui papuceie, trebuie să găsești un dar în ei, poți să găsești șojorni, poți să găsești factura de la lumină, poți să găsești factura de la telefon și de la tabletă, mai multe poți găsi în papuci. Important este că el rămâne miluitorul și iubitorul de copii. Acesta la sinod îl pocnește pe acest arie îndrăzneț și bun ritor de gură și filozof în ale creștinismului, dar strâmbător de dogmă. Este băgat în temniță și semnul dumnezeesc că întemnițarea lui este nedreaptă față de atitudinea împăratului Constantin, care era un om ferm și categoric, dar corect, Maica Domnului îi dă omoforul, Hristos îi dă Evanghelia. Temnița se deschide și Nicolae este nevătămat. Cel de-al doilea mare părinte care se distinge la acest sinod este smeritul erar Spiridon al Trimitundei, un preot căsătorit, care îi moare preoteasa, rămâne cu o fată Irina pe care o crește singur, este ales prin glas Dumnezeu și semn de sus să fie episcopul Trimitundei și păstorește turma cu credință, iar când merge la sinod, împărăteasa Elena, care era o femeie deosebit de înțeleaptă, de pragmatică, de atentă și de luminată la minte, îi spune fiului său. Sinodul, nu credeți că a început așa, s-a terminat peste o oră. O vară întreagă, 6 luni. A început undeva prin mijlocul verii, prin mai, iunie, și s-a terminat toamna, prin octombrie, noiembrie, târziu de tot. De ce? Pentru că erau tot felul de dezbateri și tot felul de analize și tot felul de socoteli și tot felul de intervenții. Și totuși Elena îi spune împăratului Constantin: fiul meu, ține cont de un singur lucru. Credința cea adevărată face minuni. Nu te mai lua după vorbe. Până nu vezi minuni, nu decreta nimic. Insuflată și inspirată de Duhul Sfânt, Elena nu era oricine. Ea este cea care va conduce personal săpăturile pentru aflarea Sfintei Cruci și va coordona pe program personal cu bani, cu calfe, cu zidari, cu ostași, cu sclavi romani, cu muncitori romani, cu arhitecți, cu cioplitori și va fi principalul conducător de proiect a celor peste 35 de biserici de piatră din Țara Sfântă, care marchează astăzi locul creștinătății și pe unde Iisus a făcut minunile când a trecut în viața și activitatea mesianică. Fără acești doi mesageri, împăratul Constantin și mama sa Elena, noi n-am fi avut niciodată aceste urme și vestigii pe care le avem astăzi în Ierusalim. Și îi spune clar, până nu se fac minuni, lasă-i să vorbească. Și Spiridon cel smerit, mai mult cu școala rugăciunii, cu școala inimii, cu școala minții, cu școala cunoașterii Dumnezeu prin asceză și lucrare, le spune la un moment dat la toți episcopii că toți s-au speriat, bă, dacă vorbește Spiridon fără carte, am bușit tot sinodul. Deci, bă, tot vă certați atâta. Ce șerniu? Vedeți cărămida asta. Are apă, aer și are întrânsă apă, foc și pământ. Uite, eu o strâng în mână și așa și treimea. Apa curgea în jos dintr-o cărămidă uscată, focul se urca în sus, țărâna goală rămânea în mână. Și în felul acesta s-a acreditat unicitatea dumnezeirii unul în ființă, întreită în fețe, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar Fiul de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut și s-au stabilit definitiv, deși ele fusese stabilite, dar au mai fost încă o dată previzionate, înscrise și tipărite. Primele 8 articole din crezul ortodox. Deci, la dispoziția noastră de 2000 de ani. Acum nouă ne rămâne astăzi un singur lucru. Eu să-i pun să ridice mâna sus pe toți cei ce știu crezul, dar s-ar putea cei de aici să-l știe, și să-i pun să ridice mâna toți cei care s-au dus la comunie și l-au citit după carte, că nu-l știu pe din afară. Deci de 2000 de ani, cei 318 părinți ni l-au dat în forma lui inițială,
Până la articolul 8, că de acolo mai urmează următoarele 5 articole care se fac la Sinodul 2, și noi măcar nu l-am învățat pe de rost să-l spunem seara și dimineața, să știm de ce suntem ortodoxi. Când ne întreabă cineva de ce suntem ortodoxi, știi ce spunem? Păi așa au crezut strămoșii mei, așa e țara noastră ortodoxă, așa au mers părinții mei la biserică, așa mă duc și eu. Nu. Sunt ortodox creștin pentru că altarul credinței mele este în vârful Golgotei, se numește crucea de viață făcătoare a lui Hristos. Hristos este pâinea cea vie care s-a coborât din cer, din care cine mănâncă în veac nu mai moare, liturghia zilnică, aceasta să o faceți într-o pomenire a mea în veacul veacului. Și mai mult decât atât, cred în apa și în sângele curs din coasta lui, care înseamnă botez și Euharistie. Temelia celor mai importante taine, botezul, ușa tainelor și preoția, cununa tainelor. Și v-am spus lucrul acesta ca să vedeți că Evanghelia, deși începe cum v-am spus-o eu, mai are la început două expresii frumoase. Spune că Iisus se ruga Tatălui Său, deci era om pe pământ, și ridicându-și ochii la cer a zis: Părinte, a venit ceasul, preaslăvește pe Fiul Tău ca și El să te preaslăvească, așa cum Tu i-ai dat stăpânire peste tot trupul să dea viață veșnică a celora pe care Tu i-ai dat Lui. Vedeți, e o frază foarte grea, poate fiecare ar evita să o tâlcuiască și să o explice. Încă din grădina Raiului, când omul a fost plămădit din pământ și suflecate mâinile lui Dumnezeu Tat, Fiul și Duhul, și frământa omul, care îl vedem noi azi în fața noastră, așa cum vă vedeți biologic și anatomic, Tatăl a spus: acest om va cădea, și Fiul a spus: eu îl voi ridica. Și din acea clipă, Duhul Sfânt a spus: eu îl voi mântui. Și atunci Tatăl a spus din iubire: dacă voi doi puteți face treaba asta, eu, de la mine aveți dezlegare, toată binecuvântarea. Și din clipa aceea Fiul și-a păstrat calitatea de Fiu și de Mântuitor al lumii în chip ascuns până la întrupare, în chip trupesc până la înălțare și în chip de limb de foc până la a doua venire. Că așa spune dogmatica Părintelui Stăniloae: cât Fiul a fost pe pământ ca om, Duhul l-a proslăvit din cer, și când Fiul s-a suit pe scaunul Tatălui, Duhul Sfânt a venit și a lucrat, și acum îl proslăvește Fiul și ne dă nouă puterea să înțelegem lucrarea Lui. De aceea și spune în carte că nimeni nu vine la Tatăl decât numai prin Fiul, și acum Fiul vine și spune: și nimeni nu vine la mine decât numai prin Duhul. Și căruia va voi Duhul să-i descopere. De ce nu vrea Duhul să-i descopere? Sfântul Teofan Zăvărâtul, marele trăitor al rugăciunii lui Iisus, ne spune: dacă ai mâncat prea mult, Duhul Sfânt pleacă la tine. Dacă ai băut prea mult, Duhul Sfânt pleacă de la tine. Dacă ai vorbit urât sau jignitor, Duhul Sfânt pleacă de la tine. Dacă ai purtat în tine ura păcatului, răutatea păcatului, pofta păcatului, Duhul Sfânt pleacă de la tine. Deci, de fapt, Evanghelia de astăzi, ca viață veșnică, ce cere de la noi? Serafim de Sarov: agonisirea Duhului Sfânt. Pe noi nu trebuie să ne preocupe nici când vine Tatăl, nici când vine Fiul. Apocalipsa nu e a noastră, e act divin dumnezeesc, neînțeles decât de Cel ce a scris-o, așa cum i s-a șoptit din cer de la Duhul Sfânt și cum i s-a descoperit. Nouă pământenilor ne sunt date cele două cerințe mari și categorice. V-am repetat: Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine, și cu Duh stăpânitor mă întărește, adică să nu mai cad în păcat, odată. Și Duhul Tău cel Bun să mă povățească la pământul dreptății. Ați văzut neghiobii ce au făcut când nu s-au mai priceput ce înseamnă rugăciunea? A greșit traducerea cărțile când au spus: și nu ne duce pe noi în ispită. Și nu ne lăsa pe noi în ispită. Dar eu întreb așa: ar putea Dumnezeu, ca un părinte bun și iubitor de oameni, să lase pe cineva în ispită? N-ar fi un Dumnezeu drept. Păi ce fac? Îmi ispitesc proprii fii? Este un tată care dă foc la casă și lasă copilul leagăn să vadă dacă poate fugi singur din leagăn? Sau este cineva bolnav pe pat și dai foc la casă să vezi dacă se ridică, să iasă din pat? Cam așa se tâlcuiește aceasta. Și nu ne duce pe noi în ispită. Adică de ce nu ne duce pe noi în ispită?
scrie în psalmul vecernii, dar trebuie citit. Nu Sanda Braun, nu Agatha Christie. În psalmul vecerniei, în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, cine? Diavolul. Luat-am de-a dreapta și am privit. Luat-am seama de-a dreapta și am privit, spune psalmul. De ce? Văzut-am pe Domnul de-a dreapta, că am veac să nu mă clatin, spune psalmistul David. Deci cât ai în stânga frica de moarte și în dreapta frica de Dumnezeu, tu ai începutul desăvârșirii și al înțelepciunii. Iisus Sirah, cu frica de Dumnezeu se abate tot omul de la rău. Adu-ți aminte de cele de pe urmele tale și în veac nu vei greși. Și cineva va zice, păi de acum, dacă Dumnezeu iubire, eu să mă tem de El. Teama sfântă nu este tot una cu teama sclavă. Adică când tu te temi de stăpânul tău să nu te biciuiască, tu te temi de părintele tău să nu-l întristezi pentru bunătățile pe care ți le dăruiește. Și când spune acolo, și nu ne duce pe noi în ispită, acolo așa se tâlcuiește. Mergem noi singuri, tu oprește-ne din ispită. Adică în ce sens? Când merge omul la băut, să stea Dumnezeu cu parul la crâșmă, să-i dea una în cap, să-i arate că există? Nu. Conștiință, bă, nu-i bună băutura fără măsură. Când merge omul la curvit, să-i dea Dumnezeu cu ciocanul în cap, bă, ai o nevastă acasă? Nu. Conștiința. Și conștiința rage în om. Dar omul nu aude, că-i surd. De ce? A urechi să nu audă. A ochi să nu vadă. Și au minte să nu priceapă. Că eu vorbindu-le, ei se pot mântui. Dar omul care are conștiință spune așa, băi, păcat asta nu fac. Băi, păcat asta nu fac. Băi, păcat asta nu fac. Și aceea înseamnă frica de Domnul. Începutul înțelepciunii. Numai în schimb, conștiința adormită naște monștri, adică toate rezultatele pe care le vedem pe planetă și le invocă ateii, copiii suferinți, copiii săraci, copiii bolnavi, oameni amărâți, oameni abandonați, nu sunt rezultatul lipsei de milă dumnezeiască, ci sunt rezultatul nesătuilor acestei planete care pierde foame cu hambarele pline și cu buncărele pline de bani. Pe planetă nu-i foamete, este eclipsă de prostie. Dacă proștii ar putea zbura, ar fi eclipsă de soare, permanent. De ce? Prostia năpădește tot pământul. Cât timp pământul îl vinzi cu un leu dolarul, în loc să pui de mâncare pe el și tu te plângi că n-ai ce cumpăra din Lidl sau că n-ai bani, asta înseamnă că ești un mare, mare trântor ortodox. În momentul în care capra ta legată de gardă îți asigură 2 litri de lapte gratis și nu dai 20 de lei la supermarket, ești un mare, mare trăitor ortodox. Așa au început marile comunități monahale să se formeze în lumea antică și romană, secolul 3, 4, 5, 6, 7, când călugării s-au retras și s-au mulțumit să scoată pietrele din pământ sterb, să care apă cu cobilița, să ude fiecare metru pătrat, să facă boabe, să le râșnească, să le fiarbă, să pună zarzavaturi, să le usuce, să crească o capră, să crească o oaie, să crească un pește și să trăiască. Și încet, încet a venit Sfântul Vasile, care a dezvoltat vasiliadele, azilele de bătrâni, spitalele numite bolnițe, până ce am ajuns la spitalele moderne din zilele noastre, unde adeseori poți să intri viu și să ești mort. Asta din cauza tehnicii și a ultracunoașterii și științei. Leacurile aveau în ele și credință și Dumnezeu, medicamentul are în el doar știință și necredință. De ce? Pentru că dacă spune că faci medicamentul ăsta și te faci sănătos, da, nu te mai uiți și dacă acel medicament se potrivește oricărui trup la fel. Pentru că trup de trup se deosebește ca vreascurile de fier. Așa spune Vasile cel Mare. Și poți să vezi trup sănătos și minte sănătoasă și trup bolnav și plin de patim. De ce? Pentru că fiecare om are niște slăbiciuni ale lui. Însă, plata păcatului este moartea și plata păcatului este suferința.
ce spune Iisus Hristos mai departe în Evanghelia de astăzi. Părinte, dă-mi slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Fiți atenți. E o vorbă pe care poate ați citit-o și nici nu i-ați dat importanță. Părinte, dă-mi slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Care era slava? O parte am văzut-o pe Tabor și am adormit, că nu i-am mai putut uita, spun apostolii, pe cât li se putea. Slava era lumină și veșnicie și putere și nemărginire. Și a doua slavă am văzut-o o parte din ea când ne-am bucurat de praznicul învierii, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le, deci a biruit puterea morții, a iadului și a păcatului și a diavolului. Și ultima slavă este înălțarea la cer, când suindu-se la cer ne-a trimis focul Duhului Sfânt în chip de limb ca de foc. Acesta e Dumnezeu pe care noi îl ignorăm. Ei, dar mai avem tarotul, cafeaua, zodiacul, numerologia, astrologia, avem în ce ne ancora, nu e o problemă. Acum vor cunoaște oamenii că toate câte mi-ai dat sunt de la tine, căci cuvintele pe care mi le-ai dat, eu le-am spus lor. Iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Aici vorbește de cei care au îmbrățișat creștinismul, învierea și ortodoxia. Dar ce spune Mântuitorul Iisus Hristos? Mergând învățați toate neamurile, de la Ierusalim și până la margine pământului, că nu va veni sfârșitul până Evanghelia nu se va vesti la toată făptura. Nu-l scuipa pe păgân, nu-l scuipa pe islamic, nu-l scuipa pe protestant, nu-l scuipa pe orice alt rit, hindus, budist, indian, orice fracțiune creștină, de orice fel ar vrea să fie, pentru că el n-a cunoscut încă pe Dumnezeu cel adevărat. Când va fi cunoscut cu adevărat Dumnezeu cel adevărat, atunci, spune mai departe, și eu mă rog pentru aceștia. Eu nu pentru lume mă rog, ci pentru toți care mi-ai dat, adică cei ce se nasc pe pământ. Căci ei sunt ai tăi. Deci vedeți cu ce înțelepciune vorbește Dumnezeu. Toată creația de sub soarea lui Dumnezeu și tu mi-ai dat-o mie și toate ale tale, ale mele sunt. Și m-am proaslăvit eu întru ei, adică eu am venit și m-am întrupat ca ei să vadă că există un Dumnezeu care le-a dorit acestea. Părinte Sfinte, auzi ce spune, vedeți, astăzi avem o zi specială în care Iisus Hristos, văzând cu ce se îndeletnicește lumea și cât de mult a slăbit în credință privind încrederea în Dumnezeu, ca catistieri avem pe acasă Biblie și ceaslove, toată lumea, dacă te duci la orice om găsești cărți religioase, numai că stau prăfuite, nu stau citite. Și auzi ce spune, Iisus Hristos face rugăciune pentru lume, învățați-o că nu-i grea. Părinte Sfinte, păzește-i în numele Tău pe toți care mi-ai dat, ca ei să fie una precum noi suntem. Vedeți ce vrea Dumnezeu de la noi? Părinte Sfinte, păzește-i pe ei, pe cei care mi-ai dat, ca ei să fie una precum suntem noi. Ce a spus Fiul când era întrebat? Eu n-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Câți oameni pe pământ spun, băi, eu nu fac voia mea, fac voia lui Dumnezeu, nu vreau să greșesc. Ce face toată lumea, fac și eu. Facem ce face toată lumea și mergem cu toată lumea. Și Evanghelia ne dă cele două rezerve. Largă este poarta ce duce la pierzare și strâmtă este calea ce duce la odihnă sau la mântuire. Deci, tema pentru o casă este să vedem dacă suntem una cu Dumnezeu Tatăl, adică cu cuvintele Scripturii, dacă suntem una cu Dumnezeu Fiul, adică acordul cu Sfânta Evanghelie, și dacă suntem una cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt e la noi. Dacă suntem spovediți, împărtășiți, în rugăciune și curați, atunci suntem ai Duhului Sfânt.
dacă nu suntem robi ai păcatului. Punct. Asta e tema pentru acasă, ce trebuie să o meditați. Și iată ce spune Iisus Hristos. Când eram eu cu ei în lume, i-am păzit în numele Tău pe toți care mi-ai dat. Și n-a reușit să piară niciunul din ei, afară de fiul pierzării, că s-a ucis singur Iuda. Ca să se împlinească Scripturile. Dar acum vin la tine și de aici, de la tine, grăiesc pentru lume. Bucuria mea s-o aibă de plin în ei. Ce vrea să spună Iisus Hristos în finalul Evangheliei de azi? Că e foarte alambicat. Bucuria mea s-o aibă toți în ei. Care era bucuria lui Iisus Hristos? Că era din nou pe scaun cu Tatăl, era din nou cuvânt în împărăția lui Dumnezeu și nu mai avea treabă să stea printre oameni, să-i păzească ca pe copii, să nu se frigă, să nu stai cuțitul sau spune una pe plită. Și a considerat că lăsându-i pe apostol și pe ucenicii lor, este suficientă motivație ca lumea să găsească calea la Dumnezeu. Și așa cum ne bucurăm noi, ce spune câteodată câte un om când stai de vorbă cu el? Părinte, mi-a murit mama. Păi zic, da, ce s-a întâmplat? Părinte, era în vârstă, dar sunt bucuros, am spovedit-o, am împărtășit-o, era curată, era femeie credincioasă, se ruga, știți câtă liniște am în suflet? Aha. Deci ai liniște în suflet că mama ta a murit frumos. Cum ai face să ai liniște în suflet să mori și tu frumos? Cum ai face să ai liniște în suflet să moară și copilul tău frumos? Cum ai face să ai liniște în suflet ca și nepotul tău cândva să moară frumos? Cum ai face să ai liniște în suflet ca și soțul tău să moară frumos? Adică să fie toți credincioși. Asta e bucuria care a avut-o Iisus Hristos, că a lăsat o lume care îl cunoaște pe Dumnezeu și abia așteaptă să meargă toți curați la El. Ce spune Iisus înainte de înălțare? Dacă eu nu mă duc la Tatăl, vă las orfani, că nu vine mânghietorul, dar eu mă duc la Tatăl meu să vă gătesc vouă locaș, căci în casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Ce fac doi tinerei frumoși după nuntă? Când spune fata, băi, să știi că cred că sunt însărcinată, gata, camera copilului, pune-i poze, văruiește, ia pătuțe, ia hăinuțe, ia bibelouri, ia jucării, ia lapte, tot ce trebuie, pregătește. Când vine ăla mic să vie totul curat în camera lui, părinte, însfințiți camera copilului, trebuie să nască soția. Da. Ei, dacă doi părinți pentru un copil știu să facă atâta pregătire când vine și se naște, cu cât mai mult se pregătește Dumnezeu pentru un suflet care se naște în cer și intră în veșnicia lui Dumnezeu, în odihna cea veșnică de sus, odată pentru totdeauna. Este în mănăstirea Humor sau Sucevița, cred că aparține, sau Moldovița. Sunt mormintele domnești și acolo este o expresie medievală de mare excepție. Noi spunem aici odihnește robul Dumnezeu sau spunem s-a mutat la ceruri, acolo spune așa. S-a săvârșit din această lume, plecând la tronul lui Hristos, să dea răspuns de cele lucrate în lumea aceasta trecătoare. Așa scrie la mormintele respective, în respectivul obiectiv UNESCO. Cu asta aș vrea și dumneavoastră să mergeți acasă. Cu bucuria că avem pe Fiul pe scaun cu Tatăl și avem drum drept deschis, cu bucuria că avem brațul crucii care merge până la cer și avem calea, cu bucuria că avem Îngerul care ne ține calea până la Tatăl și ne și duce, cu bucuria că avem Euharistia și lumina rugăciunii și lumina din minte și din inimă să găsim calea, să putem să nu mai așteptăm moartea exact ca niște cei ce n-au nădejde, spune Pavel, vă întristați ca păgânii care nu au lege. Moartea este somn și întâlnire cu Hristos. Nu știu dacă eu sunt în măsură să vă dau acest sfat, că nu știu cum mi l-aș însuși mie. Dar să vină Îngerul să spună, mâine pleci. O, slavă Domnului, mâine plec. Tot ai mai ceri o săptămână sau o lună sau o vreme, că e prea devreme, că e prea târziu. Ei, nu contează anii noștri pe pământ, contează cu ce roade ne-am dus în cer. Dacă sacul este gol și sufletul va fi gol.
dacă sacul de merinde sufletească este plin și sufletul va fi luminos și bucuros. Facă lucrarea lui Dumnezeu ca toți cei care am participat azi la Sfânta Liturghie să avem așa un duh de bucurie și să încercăm în fiecare zi în sufletul nostru să punem o picătură de har dumnezeiesc în traista sufletului. Că constă într-un Tatăl nostru, într-o vorbă bună, într-un biscuite, într-un măr, într-o felie de cozonac, într-un sandwich, într-o ciorbă caldă, într-un cuvânt frumos, într-o mângâiere, într-un 2 lei, într-o bomboană, într-o ciocolăsică. Să facem ceva, să nu mergem goi dincolo, să n-asfințească soarele peste viața noastră, să nu fi făcut într-o zi o faptă bună, pentru că timpul trece și aș face o glumiță. Vedeți, una din pasiunile pensionarilor este să stea în parc la aer curat și să admire trecătorii, să respire aer curat. Poate mai joacă table, poate mai povestesc, poate mai plimbă nepoții, poate admiră natura. Dar când suntem pe ultima sută de metri, cerșim clipe. Băi, dacă aș mai trăi o zi, măi, dacă aș apuca să mă spovedesc, dacă aș apuca să mă împărtășesc, dacă aș apuca să mai merg un pic la biserică, băi, să mă fac credincios. Acum fă-te credincios, când pierzi timpul, Iulia. În fiecare sărbătoare, tic, 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 cu cârja până pe bancă la biserică și ascultă slujba. Și după aceea du-te o oră și în parc. Și când te întorci acasă, răsfăiește ceaslovul, aprinde un strop de tămâie, pune un bob de tămâie, pune un muc de lumânare, zi o vorbă bună Dumnezeu, zi o rugăciune a minții. De ce? Că atunci când te vei întâlni cu El, să găsești, cum spune Iisus Hristos, acea bucurie simplă. Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține te-am pus, peste multe te voi pune. Intră în bucuria stăpânului tău. Amin și Hristos la înălțare.